Când Domnului că mi-a făcut bine, lui Dumnezeu glorie, mi se bucură inima mine, lui Dumnezeu glorie. Cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El ne-a adus mântuire, de aceea-i cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, de aceea-i cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Cu natura întreagă să cânt și eu, lui Dumnezeu glorie. Să-l slăvească munții și apele, lui Dumnezeu glorie. Cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, de aceea i-ai cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Cu cei ce-l iubesc în veci vom cânta, lui Dumnezeu glorie. Și nesfârșită viață vom intra, lui Dumnezeu glorie. Cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, de aceea i-ai cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Să deschidem Bibliile la Cartea Psalmilor și din Psalmul 78 să citim Cuvântul Sfânt, începând cu versetul 1 și până la versetul 11. După citirea Cuvântului Scripturilor, împreună cu fratele Daniel Ciurdaș, ne vom ruga lui Dumnezeu. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze mai departe părtășia noastră, special propovăduirea Cuvântului Sfânt, slujitorii implicați în această lucrare, cât și tot ceea ce se va face mai departe prin cântare, prin recitare. Harul Domnului fie peste inimile noastre ale tuturor. Psalmul 78, o cântare a lui Asaf. Cuvântul Sfânt spune astfel: ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut.
El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile pe care li le arătase. Amin. Să ne rugăm. Tată Sfânt din ceruri, iată-ne în dimineața aceasta, mai rămânem înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim că până aici ai fost cu noi. Mulțumim, Doamne. Vrem să Te lăudăm, o Dumnezeule, pentru harul care L-ai revărsat în dimineața aceasta și vrem în continuare prezența Ta să rămână în locul acesta. Te rugăm, Doamne. Vrem, Doamne Tată, ca Tu să-Ți întinzi mâna, să binecuvintezi cântarea, amin, să binecuvintezi Evanghelia și inimile noastre, Doamne. Vrem ca prezența Ta să fie peste familia aceasta care a dus odrasa la picioarele Tale, Doamne. Vrem să binecuvintezi familiile din întreaga adunare, Doamne. Amin. Vrem să binecuvintezi copilașii din întreaga adunare. Amin. Și vrem, Doamne Tată, ca numele Tău să strălucească în dimineața aceasta, peste locul acesta, Doamne. Vrem, o Dumnezeul nostru, ca Tu să privești la dorințele inimilor noastre, Doamne. Și în dimineața aceasta Te rugăm să lași, Doamne, hrană, să lași, Doamne Tată, Evanghelia potrivită nevoilor noastre, Doamne. Doamne, să binecuvintezi solii Tăi, Dumnezeule, să-i întărești Tu, Doamne, să vorbești Tu prin gura lor, Dumnezeul nostru, și vrem ca inimile noastre să tresalte de bucurie în prezența Duhului Tău, Dumnezeul nostru. Te slăvim și îți mulțumim, Doamne, și vrem în continuare numele Tău să rămână peste noi, să rămână în noi, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Eu te chem, spune cântarea pe care o va înălța corul bisericii. Apoi fratele Ghiță Chereșe va prezenta versurile poeziei Suflet născut din nou. După poezie, fratele Toni Chiș va cânta Vreau să-ți cânt pe veci, Iisus. După aceste cântări și versurile care vor fi recitate, cu toții vom cânta spre slava lui Dumnezeu și apoi fratele Vaida Gavril va sluji propovăduind cuvântul Scripturilor. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Thank you.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Suflet nou născut pe lume, să fii veșnic fericit, căci la binecuvântare azi cu părinții ai venit, să ai binecuvântarea Duhului Preasfânt, harul sfinților și al vieții tale pe pământ. De Satan și de păcate să fii lepădat, cu Hristos și cu credința să fii împreunat, căci ai binecuvântarea peste trupul tău. Domnul te dorește de mic pentru lucrul său. Mintea ta să înțelepțească gândul luminos, mijlocul să-ți întărească Duhul lui Hristos, ochii tăi să vadă calea către Dumnezeu, iar urechile să asculte glasul lui mereu. Mâinile să le ai curate, binele făcând, iar picioarele îndreptate pe al său drum umblând. Astfel să-ți păzești în cinste numele primit, ca să poți avea cununa vieții la sfârșit. Amin. Să cântăm pe vreți, Domnul, cu biserica întreagă, cu familia întreagă, cu țărna binecuvântare și cu toții să mulțumim în fiecare zi, Domnul, pentru fiecare clipă. Doamne, iubește, gloria Lui. Să mă cu tot ce sunt, cu tot ce am. Doar prin mila ta eu sunt, trăiesc pe veci, răscumpărat. Și vreau să scânt pe veci Iisus și cu sfinții să declar glorie lui Dumnezeu. În prezența ta să stau, pe genunchi să spir supus, te iubesc, o Domnul meu. Iisus, și cu sfinții să declar glorie lui Dumnezeu. În prezența ta să stau, pe genunchi să spin supus, te iubesc, o Domnul meu. Vreau ca Duhul tău ce spui să-mi conducă inima, să mă ajute să păstrez curată sfântă viața mea. Și vreau să scânt pe veci Iisus și cu sfinții să declar glorie lui Dumnezeu. În prezența ta să stau, pe genunchi să spir supus, te iubesc, o Domnul meu. Vreau să scânt pe
aici, Iisus, și cu Sfinții să declară glorie lui Dumnezeu. În prezența ta să stau, pe genunchi să fiu supus, te iubesc, o Domnule. Când eram rătăcit, Iisus m-a salvat, din păcat El m-a ridicat. Viața El mi-a schimbat, El m-a luminat, Iisus prietenul meu minunat. Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu. Să te simți un copil al lui Dumnezeu, ce plăcut e să fii creștin. Zi de zi, ceas de ceas, eu mă simt iubit, am sufletul meu pe Iisus. El e Mântuitorul meu drag și stăt, ce vechează la viața mea. Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu. Să te simți un copil al lui Dumnezeu, ce plăcut e să fii creștin. Nu mai sta aste gânduri tu, suflet iubit, vin la Iisus, astroară-te lui. Vin la viața creștină, ridică-te sus, fă-n sfânt legământ cu Iisus. Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu. Să te simți un copil al lui Dumnezeu, ce plăcut e să fii creștin. Ce frumos și plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu. Să te simți un copil al lui Dumnezeu, ce plăcut e să fii creștin. A Domnului Dumnezeu, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt, binecuvântare să fie peste întreaga adunarea. Amin. Amin. Sunt surprins în această zi de dimineață de situația în care suntem și mai ales pentru mine n-am venit pregătit pentru așa ceva la dej. Sunt alte împrejurări și să mă duc să stau să ascult, că am și eu de învățat, dar să cunoaște că gândurile noastre nu sunt gândurile Domnului, nici nu știam de sărbătoarea familiei Boldor, dar când se pornesc de acasă, mi se comunicase pe drum de această sărbătoare. Doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ce binecuvintează El, rămâne binecuvântat pentru veșnicie. În această zi, cuvântul Domnului, citit pentru noi, ca părinți, ca slujitori, folositori întregei familie, este minunat pentru noi ca să-L cunoaștem pentru copiii noștri și folositori părinților, bunicilor și chiar străbunicilor în cazul de astăzi, că și ei trăiesc. Fiind primul copil venit în familie, primul zâmbet care poate să-l dea, primul scâncet care poate să-l aducă, este acest copil. În cuvântul Domnului de astăzi, citit în Psalmul 78, se menționează aici
Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții, nu vom ascunde de copii, ci vom vesti neamului de oameni care va veni puterea Lui și minunile Lui. Să știe, să cunoască copiii aceștia și cei care se vor naște. Ce trebuie oare să știe copiii noștri? Aș vrea doar în câteva gânduri să punctez doar câteva lucruri esențiale ce trebuie să știe copiii noștri, lăsând loc și fraților pentru a continua lucrarea. În primul rând, copiii noștri care sunt în familie noastră, ei trebuie să știe că este un Dumnezeu al minunilor. Trebuie să știe că este un Dumnezeu al minunilor. Și trebuie să știe copiii noștri în familie noastră că nu părinții pot totul. Totul poate Dumnezeu. Sunt copii care își pun speranța și nădejdea în părinți că ei pot rezolva totul. Unul singur poate rezolva totul și acesta este Dumnezeu. Dacă privim pe Avram, omul puternic care cucerește 5 împărați, ajunge într-o zi când Dumnezeu îl pune la încercare și îl cheamă pe unicul său fiu să-l aducă ca jertfă. Omul cel tare și puternic, vedem în Cartea Genesei, că pleacă 4 oameni în călătorie la polele muntelui Moria, 2 rămân și 2 continuă înaintarea. Ajungând la locul prevăzut, acolo cuțitul care strălucește raza soarelui îl pune pe Isaac în mișcare. Isaac întreabă: tată, mielul unde este? Foc avem, lemne avem, cuțit este, unde e mielul? Și ce spune Avram? Dumnezeu va purta de grijă. În adevăr, Dumnezeu a purtat de grijă și a văzut copilul că există Dumnezeu care poartă de grijă. Să spunem și noi, din experiențele noastre, copiilor noștri, că Dumnezeu poartă de grijă. Și nu trebuie să ascundem experiențele noastre cu Dumnezeu de copiii noștri, ca ei să-și pună încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu este unul care depășește puterile părinților și limitele oamenilor. Apoi, copiii noștri trebuie să știe care este identitatea noastră. Avem fiecare o carte de identitate, de naționalitate. Dar în ceea ce privește calea Domnului și pocăința, copiii noștri trebuie să știe că identitatea noastră este Biserică Apostolică Pentecostală botezată cu Duhul Sfânt. De aceea trebuie să fie stăruință, rugăciune și copiii să iei parte la aceasta. Știu copiii noștri care ne iasă identitatea? Doamne, binecuvintează-ne să luăm bine seama la aceasta și să știe copiii noștri. Apoi, copiii noștri trebuie să știe că în Biserica lui Dumnezeu sunt slujitori. Amin, fraților? Într-o țară străină, Siria, o fetiță roabă dusă din țara lui Israel acolo, depune o mărturie în casa lui Naaman, plin de lepră, și spune stăpânului, stăpânei casei: dacă ar fi stăpânul meu în țara lui Israel, la omul lui Dumnezeu, acesta s-ar vindeca. Să știe copiii noștri că în casa Domnului sunt slujitori, oamenii lui Dumnezeu, pe care îi folosește Dumnezeu. Și a spus o realitate. Vedem în Cartea Împăraților lucrul acesta. Oare ce spunem noi în familie copiilor noștri despre biserică, despre slujitori? Nu cumva sunt locuri și împrejurări când în casele noastre se formează un tribunal de judecată? Când ar trebui să fie rugăciuni, să fie mijlociri și să fie
cuvinte frumoase la adresa lui Dumnezeu. Copiii noștri aminteam că trebuie să știe că există un Dumnezeu care lucrează prin semne și minuni. Dacă ne uităm în Cartea a doua împăraților, capitolul 4, văduva rămasă cu datorie ajunge în fața omului Dumnezeu la Elisei și spune ce să fac și el îi aduce soluția. Era omul lui Dumnezeu, du-te acasă, ia copiii, închide ușa după tine, tornă în vasele adunate un de lemn, să vadă și copiii minunea lui Dumnezeu. Doamne, vrem ca copiii noștri să știe de minunile lui Dumnezeu, să-i aducem pe copii aproape, să-i aducem pe copii lângă cuvântul lui Dumnezeu, să-i aducem în familie la rugăciune, la cântare, la părtășie, ca la momentul potrivit aceștia să știe, am învățat în casa tatălui nostru, în casa părinților, că există un Dumnezeu al minunilor. În probleme de criză, probleme de necaz, părinții noștri s-au unit la post, la rugăciune și Dumnezeu le-a trimis răspuns din ceruri că e un Dumnezeu al minunilor. Făceam o vizită în Austria în primăvară. S-am stat de vorbă cu un frate pastor, cu un frate slujitor și patron la masă și spunea mărturia unui tânăr, nu vi-l spun, din județul Cluj. Și spunea tânărul respectiv fratelui, mi-ar place și aș dori, dacă fi voia lui Dumnezeu, să mă folosească în slujire, să ajung măcar la nivelul la care este tata. Ce ziceți? N-ar fi bine să spună toți copiii fraților și toate fetele să spună, eu aș vrea să ajung un slujitor sau o slujitoare cum slujește mama. Nu-i frumos lucrul acesta? Eu zic că este frumos și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții în scopul acesta. Apoi i-a și dorit, indiferent ce vârstă au copiii, să știe că ei sunt importanți în ochii noștri. În familia noastră sunt importanți. Suntem atât de preocupați că de orice avem timp, le rânduim, dar copiii cam marginalizăm. Și când sunt mari, ne duc lipsa. I-am întâlnit prin diferite țări, ducând lipsa și dorul de acasă. E bine să ne facem timp să stăm de vorbă cu ei. Eu vă spun, fraților, casa, mașina, proprietățile sunt binecuvântări, dar acestea rămân, dar cu copiii noi putem merge în veșnicie. Cu copiii noștri noi putem să ne întâlnim în împărăție, în adevărata bucurie, în adevărata țară a făgăduințelor lui Dumnezeu. Factorii care depind de binecuvântarea care o dorim este poziția în care stai. La binecuvântarea celor doi fii al lui Iosif, Manase și Efraim, era rânduiala în Israel ca întâiul născut să aibă prioritatea de binecuvântare. Așa știa Iosif, însă bătrânul Iacob nu mai vedea bine, îmbătrânise. Iosif a căutat el să aranjeze lucrurile, însă Iacob, fiind omul lui Dumnezeu, patriarhul Iacob, și-a încrucișat mâinile, pentru că Iosif îl pusese pe Manase în partea dreaptă, pe Efraim în partea stângă, dar Dumnezeu a pregătit pentru Efraim o binecuvântare mai mare decât pentru Manase. Depinde care poziție stai. Dacă stai pe partea dreaptă, dreapta slujește bine. Vine la adunare, îl poți folosi la cântare, la îndemn de rugăciune, la propovăduirea Evangheliei, dreapta slujește bine. Dacă ne uităm în Evanghelia de la Ioan, capitolul 21, după o noapte întreagă de pescuire, de trudă, dimineața, pe țărm apare Iisus. Copii, aveți ceva? Tățătorule, Doamne, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic. Ce-a zis Domnul? Aruncați mreaja în partea dreaptă. Și în partea dreaptă se aflau
o mulțime de pești. Aș dori ca Dumnezeu să sesizeze pe cei care pescuiesc pe partea stângă, să treacă pe partea dreaptă, să treacă de partea Domnului și Dumnezeu le va da binecuvântarea. În Psalmul 128 este scris: feriți de oricine se teme de Domnul și umblă în căile Lui, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. La toți ne place până aici. Dar nevasta ta e ca o viță roditoare. Copiii în jurul casei sunt ca niște lăstari de măslini. Cresc mari, se duc prin țări străine, dar parcă când vin acasă și când ne întâlnim cu ei, te bucuri și îți pare bine și simți că parcă este o împlinire și o realizare. Aș dori să rămână puterea lui Dumnezeu în cercetarea familiilor noastre, să binecuvinteze toți copiii din adunare, să binecuvinteze părinții și să binecuvinteze întreaga lucrare. Isaia 8:18 spune omului Dumnezeu: iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor. Rămâne copiii noștri niște semne de orientare bună în mersul nostru și noi la fel. Mă uit adeseori în călătorie că semnele pentru șoferi sunt tare bune și semnele luminate și adevărate te duce direcția unde ai pornit. Noi avem o direcție și mergem înspre împărăție. Semnele sunt aici în cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să vedem semnele care ne-l-a lăsat și să ajungem în împărăție. Amin. 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 Slăvit să fie Domnul! Haideți să lăudăm numele Domnului cântând împreună și după cântarea comună, sora Livia Conțiș va recita, apoi corul cântă: Doamne, binecuvântă! După cântarea corului, continuăm părtășia în cuvântul Scripturilor, care va fi propovăduit de fratele Cornel Aitonean. Harul Domnului să ne însoțească pe toți. Amin. Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul Său El mi-a dăruit. Pacea Lui mă face fericit și mă-ndeamnă într-una să Îi cânt. Doamne, Te măresc și-Ți mulțumesc pentru bunătatea-Ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi Îți mulțumesc. Viața mea împreună cu Iisus e un cer senin, cer de soare plin, frică, griji, nevoi, chiar de cunosc, căci de toate de la El primesc. Doamne, Te măresc și-Ți mulțumesc pentru bunătatea-Ți mare,
încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Vreau să știe toți că-s fericit cu Iisus al meu, ce m-a mântuit. Vreau de-acum doar Lui să-i slujesc, prin viața mea să-i mulțumesc. Doamne, te măresc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. E bun, e foarte bun stăpânul nostru mare, de aceea azi din nou cu milă ne vorbește. Vrea Dumnezeu să toarne iar binecuvântare. Pricepem noi cum Domnul ne iubește. Dorește acum prea-naltul la noastră ridicare, cu mari, cu mici, de plin să înțelegem că însuși Dumnezeu dă binecuvântare să hotărâm pe El într-una să-L alegem. Supremul Domn așteaptă o nouă dedicare și dragostea-i divină ne cheamă la trezire, ca să avem parte toți de aleasa îndurare. Nu-i clipă de risipit, e clipă de sfințire. Peste întreg poporul revarsă Tatăl Sfânt belșugul său ceresc de binecuvântare. Numai să ne alipim de grabă de cuvânt, așa putem rămâne în harul său cel mare. Cine îndemnul aude, la inimă să-l pună, că Dumnezeul veșnic dă binecuvântare. Și în ziua care vine, tot El va da cunună acelora supuși în sfântă ascultare. E aici stăpânul vieții, te caută pe tine, copil nefericit, de ce mai rătăcești? Eternul
are multe binecuvântări divine. E vremea pocăinței să nu mai zăbovești pe mici sau mari. El vrea să binecuvinteze. Dorim și noi cu toții prezența-i glorioasă. Se aud semnale clare de pe metereze. Sfințirea e podoaba de mireasă. E bun, e foarte bun stăpânul nostru mare, de aceea azi din nou cu milă ne vorbește. Nu risipiți cerească binecuvântare, El merită ascultarea, fiindcă ne iubește. Amin.
Din textul care a fost citit astăzi înaintea noastră, recitesc un singur verset. Versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Și mai citesc două versete din Epistola Apostolului Pavel către Coroseni, versetul 20 și versetul 21. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru harul pe care ni l-a acordat ca și în această dimineață să fim în locul acesta la părtășie. Și împreună cu noi să fie fratele Ioan și sora Simona, aducând primul lor născut cu care Dumnezeu le-a binecuvântat casa. Și în sensul acesta, astăzi aș dori să vorbesc pentru familia aceasta și în mod deosebit și pentru noi, pentru fiecare în parte, chiar dacă unii suntem părinți de o mai îndelungată distanță, ca și cei din ziua de astăzi. Slujba aceasta este cea mai înaltă slujbă de părinte. Este cea mai înaltă slujbă de părinte, atât pentru sora Simona, cât pentru fratele Ioan. Și în primul rând, în slujba aceasta de părinte, ce trebuie să faci la o angajare pe termen lung? Pe un termen nelimitat. Dacă ne uităm în zilele noastre de astăzi, în anumite firme, în anumite societăți comerciale, când cineva se duce să-și facă o angajare și în dorința de a lucra pentru o perioadă acolo, cei care nu-l cunosc, probabil îi va da un timp limitat, 3 luni de zile limitat. Prea puține sunt firmele acelea care la angajare îi dă un termen nelimitat, dar la angajarea aceasta în funcția de părinte e un termen nelimitat. Nu-l cunoaștem niciunul dintre noi. Și dacă am citit versetul acela, l-am recitit, versetul 5, acolo cuvântul Domnului ne spunea că în slujba aceasta ce trebuie să facem? Să ne învățăm copiii. Că dacă am citit versetele acestea două, în această zi, pe David Cornel nu-i pot spune lucrurile acestea, că am citit versetul acesta, că aceasta place Domnului. Copiii să asculte de părinți în toate lucrurile, că aceasta place Domnului. Dar prioritar pentru cei care aud în această zi este ca părinții să-și facă datoria și ca copiii să nu ajungă să deznădăjduiască în anumite situații și din cauza aceasta noi trebuie să învățăm. Mă gândesc la ceea ce scrie Sfânta Scriptură în sensul acesta, cum ar trebui să ne învățăm copiii noștri și vreau să citesc câteva versete în sensul acesta din Deuteronom, din capitolul 6. Vreau să citesc de la versetul 6 la versetul 9, datoria pe care noi ca și părinți în slujba aceasta o avem. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Aceasta este datoria pe care noi trebuie să o facem pe termenul acesta nelimitat și de lungă durată, începând de acum de mici și până la adânci bătrânețe. Probabil unii vor spune că mă gândesc cu ani în urmă, când am ajuns să mormântăm ultima dată pe mama mea. La întoarcere înspre casă, copilul cel mai mic, surprins am rămas și pentru moment nu mi-am dat seama, a spus, tăticule, în orice caz, de astăzi, ești om mare. Am stat un pic, cum, dar până astăzi n-am fost om mare, nu? Până a trăit bunica, a spus, dragul mamei. Și pe termenul acesta nelimitat,
și de lungă durată. Am avut ocazia să văd o soră în vârstă, probabil la vreo 90 de ani, și copilul mai mic la vreo 70. Și încă să-i dea lecții și atunci. Dragul mami, nu faci bine așa, nu faci bine așa. Deci de aceasta am spus, termenul acesta e nelimitat. Nu înseamnă că după ce s-a căsătorit și are familia lui și îți problemele cu care se confruntă în viața aceasta, ca și părinte, trecând prin experiența aceasta vieții, că copiii noștri la zilele noastre de astăzi, trebuie să o recunoaștem. Mulți probabil cu tristețe în sensul acesta. Nu avem înțelepciunea firească aceasta prin care ei se pregătesc și suntem depășiți într-un anumit punct de vedere. Dar spuneam odată copiilor, timpul pe care voi îl petrece și studiind în sensul acesta, acumulați diferite cunoștințe. Dar de când am trecut eu pe unde sunteți voi, am uitat. Dar dacă veți ajunge voi pe unde sunt eu, nu știu. Aceasta este la vrerea lui Dumnezeu. Și problema este alta. În ani acumulând experiența aceasta, aceasta poate da sfaturi și celor care sunt căsătoriți și la rândul lor au și ei copii, noi fiind în sensul acesta bunici. Dar Sfânta Scriptură ne îndreptățește în mod deosebit să dăm sfaturi și încă de acum de mici, uitându-mă că mereu se citește din Proverbe, din capitolul 22, versetul 6, pe care și în această zi eu vreau să-l citesc, și spune cuvântul Domnului prin înțeleptul, cel mai înțelept om al timpurilor, învață pe copil care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Deci nu contează anii, chiar dacă așa cum spuneam, o soră în vârstă, la 90 de ani, mai dă sfaturi celor tineri. Nu se va abate de la legea dacă ai încercat să implementezi în mintea copiilor de mici lucrurile acestea. Pentru că, așa cum se spune aici în Psalmul 78, care a fost citit, a fost o poruncă aceasta în Israel. Era o poruncă ca părinții să-și învețe în ea copiii, dacă în zilele noastre de astăzi nu mai este porunca aceasta. Asta este o altă problemă. Dar aceasta în Israel era o poruncă, părinții să-și învețe copiii în legea Domnului și să le arate, așa cum se spunea, cum spunea fratele Gavrilă, minunile acestea. Probabil unii dintre ei se mai întreabă, dar mai fac astăzi, mai se întâmplă minuni în mijlocul poporului? Da, se mai întâmplă. În al doilea rând, ca și părinte, în slujba aceasta pe un termen nelimitat de lung, să-ți prezinți autoritatea în dragoste. Este adevărat că copiii trebuie pedepsiți, după ceea ce găsim scris în Sfânta Scriptură. Nu după legile Uniunii Europene, că dacă după legile Uniunii Europene ai pedepsit copilul, poate să-l ia, că fiecare are la îndemână telefon. Să ia telefonul și să sune la 112 și să vie poliția, să le... Sunt situații, am auzit atâtea situații a fraților care sunt plecați din țară și unul dintre copii a sunat și a venit și a luat toți copiii și a trebuit să facă demersuri ani de zile să-i recupere înapoi. Dar după Sfânta Scriptură, noi avem datoria să ne învățăm copiii. Găsesc scris în Cartea Sfântă un lucru extraordinar. Și acesta este scris în prorocia lui Ieremia, în capitolul 35. Dacă vorbim despre ceea ce Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Ieremia, i-a spus, citesc doar numai câteva versete, selectiv așa, din capitolul 35. Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Iachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Du-te la casa recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului, în una din chiliile și dă-le să bea vin. Citesc doar versetul 5 și versetul 6. A pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin, pahare și le-a zis, beți vin. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin, că Jonadam, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți vin. Să nu beți niciodată vin nici voi, nici fiii voștri și să locuiască în corturi și așa mai departe. O poruncă pe care a dat-o un părinte și a încercat să-și crească în sensul acesta copiii în ea,
Chiar dacă nu știu, nu-i specificat în Sfânta Scriptură cu ce autoritate extraordinară, mă gândesc totuși că a fost o autoritate în dragoste. Pentru că a putut să implementeze în mintea și în inima copiilor lui, Ionadab, fiul lui Recab, a putut să implementeze în mintea lor lucrurile acestea. Și chiar dacă a venit atunci prorocul, trimis de Dumnezeu și a dus în casa Domnului, într-una din chilii, și le-a pus vasele acelea, le-a pus pahare și a zis, beți vin, sunteți în casa Domnului, spune un proroc, dacă copiii noștri ar veni la biserică și le-ar spune fratele, păstor sau un alt slujitor să le spună anumite lucruri, ar zice, ar trebui să facem așa, că așa ne spune păstorul. Și totuși, copiii aceștia, dacă a văzut că e pe lângă sfatul bun pe care l-a primit din partea părinților, a spus, noi nu bem vin, pentru că așa am primit porunca de la tatăl nostru. Și noi nu bem vin, nu facem lucrurile acestea. De aceea și datoria noastră, dacă o vom face cu dragoste și vom putea implementa lucrurile acestea cu dragoste în inima lor, atunci cu adevărat vor putea fi spuse. Pentru că socotesc că nu este un părinte ca să ceară cumva copilul lui ceva de la părintele lui și să socotesc că îi dă un lucru rău. Pentru că mă gândesc la ceea ce spune Sfânta Scriptură și în Evanghelia lui Luca, în capitolul 11, citesc cuvintele dintre versetele 11 și 13. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi că dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește. Sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie. Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Chiar dacă se punctează aici despre lucrarea Duhului Sfânt, am fost atent la lucrurile acestea care spune aici cuvântul Domnului. Noi toți. Nu-i specificat și nu este nicio derogare de la lucrul acesta. Noi toți, care suntem răi, și eu și dumneavoastră toți, suntem răi. Nu este un om bun pe pământul acesta, să poată spune, pentru că mă gândesc la ceea ce spune apostolul Iacov, că dacă în vorbire nu greșește cineva, e un om desăvârșit, dar la desăvârșire oamenii n-au ajuns încă. Și dacă suntem răi și totuși copiii noștri, la rândul lor, dacă ne cer ceva, și noi ca și părinți nu le oferim un lucru rău și știm să le dăm lucruri bune, cu cât mai mult Tatăl nostru care este în cer nu va purta de grijă. Dar în sensul acesta, mă gândesc că dacă noi le facem toate acestea cu dragoste, să ne prezentăm autoritatea, indiferent, chiar dacă va trebui în anumite situații să-i și pedepsim, dacă o facem cu dragoste, aceasta rămâne. Pentru că mă gândesc, încă un cuvânt pe care l-am găsit scris în Sfânta Scriptură, foarte frumos. Și ca să se întâmple lucrurile acestea, în prorocia lui Maleahi, în capitolul 4, versetul 6, el va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Din ce pricină? Din pricina cumva a discordiilor ca se pot întâmpla în familii. Și dacă acestea toate nu sunt făcute cu dragoste, că probabil unii din copii se gândesc lucrul acesta, nu știu, nu mi-a spus niciunul că e o pretenție cumva a părinților, o pretenție seacă, neapărat copiii trebuie să asculte de părinți. Nu cred că este nicio pretenție a părinților special în sensul acesta. Nu că nu dorim să asculte, dar mă gândesc la ceea ce scrie Sfânta Scriptură și spune Pavel Efesenilor în primele trei versete. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să treci multă vreme pe pământ. Indiferent unde în lumea aceasta vor fi unii care să caute fericirea, nu o vor găsi. Indiferent în ce țară europeană sau de pe un alt continent, fericirea este în sensul acesta. Aici e secretul fericirii. Dacă îți cinstești părinții, indiferent, probabil unii vor spune, e depășit. Am recunoscut lucrul acesta în ale pământului acestuia și ale tehnologiei care zboară, aș putea spune, cu fiecare zi. Probabil suntem depășiți.
Dar totuși nu e pretenția noastră, e datoria pe care un copil ar trebui să o facă dacă dorește cu adevărat să găsească fericirea. Și numai în sensul acesta se poate găsi fericirea. Apoi, dacă ne prezentăm autoritatea aceasta cu dragoste, să începem să ne pedepsim în al treilea rând copiii, dar tot cu dragoste. Și în sensul acesta ar trebui să ne facem înțeles ori de câte ori căutăm să pedepsim sau să corectăm anumite ieșiri ale copiilor noștri, pe care ne îndreptățește Sfânta Scriptură să le facem. Nu? Nici aceasta nu este după vrerea noastră. Și mă uit la tot la ceea ce spune înțeleptul Solomon. Și mă uit în Proverbe, în capitolul 13 și cu versetul 24, un cuvânt pe care tot el ni-l spune. Cine cruță nu iaua urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Adică, cum îndată? Îmi povestea cineva ceva grad de rudenie nu prea depărtat, așa? Spunea că la momentul când făceau niște prostii pe acasă, să le spun așa, niște greșeli, mama le spunea, nu-i nimic, vine tata acasă și tata o să vă dea ceea ce meritați. Și tata, când venea din cursă, era șofer, când venea din cursă, zice, scotea cureaua din pantalon și începea să ne bată. Nici nu știam pentru ce primim lucrul acesta. Și ne-a bătut crunt. Și cu durere spunea omul acesta, am fost 12 și din 12, nu știu, numai 3 sau 4 pe calea Domnului. De ce? N-au făcut-o așa cum scrie cuvântul Domnului, să pedepsești copilul, dar îndată. Când a făcut greșeală, atunci să-l faci să înțeleagă de ce primește bătaia. De ce cauți să-l corectezi? Nu peste o săptămână, nu peste două și nici atâta. Atunci când începi să-l pedepsești, să-l pedepsești, așa cum spuneam, cu iubire și dragoste. Nu să descarci nervii și ura pe copilul tău. Și în sensul acesta cred cu adevărat că vom avea rezultate pe calea aceasta. Și tot aici, în capitolul 29, în ceea ce spune înțeleptul acesta Solomon, versetul 15 spune un lucru extraordinar de frumos pe care îmi place așa de mult. Și acesta, chiar dacă unii probabil contează, lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame, dar cel care îl ajută pe copil în sensul acesta, nu să lenevească, să-l caute, să-l dirigeze cât mai aproape de cărarea Domnului, aceasta unii vor spune, păi lasă că am timp, este vreme, până când ajung la bătrânețe, unii spun, apoi până ajung eu ca și dumneata, până am casă, până am nu știu ce, voi fi tentat ca să-mi rezolv problemele. Și apoi tot în Proverbe, în capitolul 13, versetul 14, care ne îndreptățește în sensul acesta la pedepsirea copiilor cu dragoste și cu bunătate, ca să o facem. Și versetul 14 spune, învățătura înțeleptului este un izvor de viață, ca să abată pe om din cursele morții. Și aceasta trebuie să fie învățătura pe care să o dăm. Și să o dăm cu iubire, cu dragoste și cu bunătate. Pentru că dacă toate le vom face așa, familia pe care Dumnezeu ne-a rânduit și în care Dumnezeu ne-a dat copii, va fi o familie binecuvântată. Și în ultimul rând, în sensul acesta, probabil veți spune, dacă în prima parte, ceea ce trebuia să învăț pe copil, ceea ce trebuia să fac și să-l învăț în slujba aceasta de părinte pe un termen nelimitat și să-mi prezint în al doilea rând, să-mi prezint autoritatea cu dragoste, să încerc în al treilea rând să-l pedepsesc, dar toate acestea pentru ce le fac? Și răsplata slujbei aceasta de părinte vine tot de la Domnul. Probabil unii vor spune, mami, mi-am istorisit viața, am făcut atâția ani, am cheltuit atâta, voi avea vreo răsplată? Și mă gândesc la ceea ce spune prorocul Isaia în capitolul 49 și citesc lucrurile acestea, versetul 4. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune frumos lucrul acesta, ce răsplată putem avea. Și eu mă gândeam, degeaba am muncit, în zadar și fără folos, mi-am istovit puterea.
dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Dacă toate acestea le facem și nădăjduim în aceasta, răsplata noastră este la Dumnezeu, care poate să facă și să ne dea toate lucrurile. Indiferent cât a fost de mare munca, nu contest lucrul acesta, că numai cei care au copii știu câte nopți nedormite, de câte ori într-o noapte trebuie să te scoli la un copil, câtă oboseală acumulează în mod deosebit mamele, poate mai puțin tații, dar mamele în mod deosebit, mai ales atunci când copilul este mic și trebuie hrănit prin alăptare, câte de acestea sunt. Și omul probabil își spune întrebarea și auzeam o replică, nu cred că este adevărată, din cauza aceasta în zilele noastre scade natalitatea și nu mai cresc familiile copii, că simt o povară prea mare. Dar povara aceasta, mai mare sau mai mică, indiferent cum o privim noi, va veni o clipă când să fie răsplătită. Și mă gândesc încă la un verset pe care doresc să-l citesc din Proverbe, din capitolul 24, versetul 12. Mult îmi place ceea ce spune înțeleptul acesta Solomon. Și spune aici cuvântul Domnului: dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile? Și cel ce veghează asupra sufletului, nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Se poate întâmpla oare lucrurile acestea? Cel care vede toate lucrurile și cântărește toate lucrurile și nu poate fi ascuns nimic de el, nu poate fi ascunse gândurile noastre, nu pot fi ascunse trăirile noastre, nici vorba, pentru că psalmistul spune lucrul acesta destul de clar. Mai înainte de a ieși cuvântul pe limbă, el știa ce a vrut să spun. Și atunci toate acestea se pot să nu să fie cântărite, știute de Dumnezeu? Nu se pot. Lucrurile acestea nu se pot întâmpla. Dar totuși, aici trebuie să gândim altfel. În încheiere, aș dori să rămână în mintea noastră un singur lucru. Slujba aceasta de părinte niciodată nu are vacanță și nici concediu. Nu poți să spui, păi mă duc în concediu, îmi iau concediu. Și dacă îți iei concediu, trebuie să duci copiii cu tine. Mai sunt și de aceia care se duc, mă rog, la muncă în alte state și își mai lasă copiii pe mâna bunicilor. Dar copiii cu care ni-a dat Dumnezeu, aceia trebuie să-i ducem cu noi. Și nu este o vacanță pentru asta. Pentru un timp mă delimitez de copiii mei și îi las acasă, ori mă duc în vacanță 2 săptămâni, ori mă duc în concediu, nu se poate lucrul acesta. Și în slujba aceasta de părinte nu sunt schimburi convenționale. Dragul tatei, îți fac așa dacă mă asculți? Păi datoria lui să asculte. E datoria lui să-și facă lucrul acesta dacă vrea cu adevărat să ajungă în viața aceasta fericit. Că se mai aud și lucruri de astea. Păi dacă nu îmi faci, apoi nu-ți fac lucrurile acestea. Nu se poate. Acestea în familie trebuie să decurgă normal în fiecare zi. Nu cu schimburi convenționale, nu cu lucruri din acestea. Ca și părinte, cum am citit în Evanghelia lui Luca, lucrurile acestea noi ca și părinți trebuie să le facem, chiar dacă suntem răi. Și în ultimul rând, slujba aceasta de părinte nu poate cere pensionarea anticipată. Niciodată. Că în legile noastre din ziua de astăzi se mai întâmplă, că dacă ai ajuns la vârsta de 60 de ani și îndeplinești anumite condiții, poți să-ți ceri pensionarea, chiar dacă nu ești la 65 de ani. Dacă ai anumite grupe speciale care te dezvolgă de lucrurile acestea, poți să-ți ceri pensionarea. Dar în slujba aceasta de părinte, pensionare nici anticipată, la cerere, cum s-ar spune, și nici pe termenul când, gata, când am ieșit în pensie și eu sunt pensie, dar nu pot să spun că nu mai am grijă de copii cu care m-a binecuvântat Dumnezeu. De aceasta nu. Aceste trei lucruri să rămână în mintea noastră. Nu putem avea concedii, nici vacanțe în slujba aceasta de părinte. Nu putem avea sensuri și, mă rog, anumite schimburi convenționale, cum am vrea să le numim noi, și nici o pensionare. Aceasta
Cât Dumnezeu ne ține în viață și până la ultima suflare, trebuie să ne facem datoria. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de care avem trebuință în sensul acesta. Că așa cum spunea fratele Gavrilă, nu putem duce, indiferent câte conturi avem, indiferent câte posesiuni materiale, mașini și așa mai departe, nimic nu ducem cu noi. Dacă putem duce cu noi ceva în ceruri și sperăm la aceasta, să putem duce cu noi, sunt copiii cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu casele. Doamne ajută-ne să le putem duce cu noi, pe fiecare, mai puțin, mai mulți, câți ne-a dat Dumnezeu la fiecare, că fiecare va răspunde de ceea ce a făcut. De aceea doresc în această zi ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze familia aceasta lui fratele Ion și a surorii Simona. Am putut spune puține, sunt în viața aceasta, este adevărat că în slujba aceasta de părinte nimeni n-a ajuns până de prima dată. Intri nepregătit și pe parcursul vieții te pregătești. Dar Dumnezeu să le dea puterea aceasta să poată trăi curat și frumos și în momentul când Dumnezeu va aduna acasă mireasa și răscumpărații, să nu lipsească Ioan, Simona și copilașul cu care Dumnezeu le-a rânduit casa, David Cornel. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. 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 Haideți să lăudăm pe Domnul în continuare împreună și după cântarea comună, corul cântă O Doamne Sfânt Iisus. Asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în măreție, nici în fapte și în cuvânt. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, Iisus ne-ai dăruit. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-ai dăruit. Orice cine crede și renunță la păcat, în Iisus găsește un prieten minunat. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-ai dăruit. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-ai dăruit. Orice cine vine respins nicicând, are o bucurie și o nădejde pe pământ. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-ai dăruit. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-ai dăruit.
Slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile pe care ni le-a dat, pentru tot ceea ce și în această zi ne-a învățat și pentru ceea ce și mai departe El vrea să așeze în inima noastră, în duhul minții noastre, și acestea să fie binecuvântate cu lumină de sus și cu har pentru împlinire a tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne cere. Nu spun o noutate când reamintesc faptul că Dumnezeu este interesat de familie. Spun lucruri frumoase la căsătorii și insistent pe linia aceasta. Dumnezeu o cel care a inițiat familia, a avut inițiativa formării familiei. Dar iată, încă o dată avem prilejul să învățăm din Scripturile Sfinte că Dumnezeu este interesat de dăinuirea familiei. Și copiii sunt extinderea noastră, nepoții sunt dezvoltarea familiei mai departe, după planul pe care Dumnezeu l-a rânduit. În 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, în capitolul 5, cu versetul 8, găsim scris că dacă nu poartă cineva, dacă nu se îngrijește cineva de ai lui, nu poartă grijă, cei din casa lui, este ca unul care s-a lăsat, s-a lepădat de credință, mai rău decât un necredincios. Și la capitolul acesta al purtării de grijă includem imediat interesul pentru cele trebuincioase să avem. De aceea ne sculăm de dimineață, ne culcăm târziu, facem case, zidim și așa mai departe. Psalmistul inspirat de Duhul lui Dumnezeu zice, dacă l-a scos pe Dumnezeu din ecuația aceasta, totul este nul, este zero, este degeaba. Și poate unii conștienți de cerința pe care Dumnezeu o prezintă prin cel puțin versetul amintit și pe care l-ați văzut, cei care v-ați interesat, privind la expunerea prin proiector, ne gândim să le fie bine unii care sunt mai grijulii și interesați și cu posibilități încă înainte de a se naște, cu investigațiile din posibilitățile de investigare din vremea aceasta, nu există emoții în multe împrejurări la naștere, rămân durerile, uneori și acestea sunt atenuate, dar se știu, băiat, atunci pregătim camera și vopsim în culori adecvate. Îi fetiță, băgăm roz. Hăinuțele, pătuțul, jucării deja care vor trece ani până când vor putea să se joace, tot este acolo. Câteodată se mai și greșește, de aceea americanii, medicii americani, cel puțin după informațiile, dacă sunt corecte cele pe care le dețin, evită să mai spună ce va fi, fetiță sau băiat, pentru că s-au întâmplat câteva cazuri când n-a fost ceea ce s-a prezis și, cum se știe, și există și un sistem care poate să fie pus în mișcare, s-au câștigat bani mulți pe o asemenea greșeală. S-a născut sănătos copilul, zdravân, dar n-a fost ce a zis înainte. Și a spus, dați seama, stimată instanță, s-a ajuns în instanță, s-au câștigat bani grei. Vă dați seama cât consum emoțional, cât am pus eu acolo când am zugrăvit în roz. Și când am pregătit rochița, și când am pregătit jucăria, și când am pregătit, și când am făcut, vă dați seama cât m-am consumat. Și dintr-o dată, pac! În loc de roz, albastru, verde, nu știu ce, am consumat și se iau bani. Suntem interesați
de alimentația lor. Rețete, consultări, nutriționiști. Te-mi interesați de școala la care să fie o școală bună. Suntem interesați de o profesie să fie una care e în vogă, fie acum. O prea mai auzit să... Am să fac o croitoreasă bună, deși se câștigă în domeniu. Am să-l fac strungar. Nu. Computerul informației, cât e și mai cât e. Asta e, economist, asta se cere. Până la urmă, tot la meseriile alea apelăm când avem nevoie de câte ceva de astea practice. Și câte și mai câte alte lucruri ne îngrijim copiii noștri să aibă o casă. La majorație se poate pune cheia de la mașină în mână și să fie o mașină de aia cu herghelie în ea. Aș vrea în această zi să vă întreb, câți ne-am gândit la memoria copiilor noștri? Câți, părinți fiind, ne-am gândit copilul care se va naște, copilul care s-a născut și care are nevoie de îmbrăcăminte adecvată, de brațe care să-l mângâie, are nevoie de nu știu mai câte, are capacitatea de a înmagazina, are capacitatea de a reține, are capacitatea de a recunoaște apoi și de a reda sau a reproduce ceea ce într-un trecut oarecare a observat, a auzit, adică memorie. Ne-am gândit? I-am ferit de apă și de foc. Le-am spus, nu te juca cu obiecte ascuțite și nu dați către celălalt cu ceva, să nu vă spargeți ochii. Să... Câți ne-am gândit? Copiii care se nasc vor avea memorie, vor avea capacitatea, facultatea aceasta a creierului de a reține, a recunoaște și reda. Și dacă ne-am gândit și ar trebui să ne gândim, Psalmul 78 este nu o pledoarie pentru asta. Psalmul 78 conține o poruncă. Este poruncă și a poruncit părinților noștri să-și învețe în legea, în rânduiala, în atmosfera aceasta copiii. Pentru că ei se vor face mari. David, iubitul vostru, va crește mare. Domnul să-l binecuvinteze cu o creștere sănătoasă. Asta ne rugăm. Nu uitați, este o ființă unică în univers, cum unici sunteți voi, cum unic este fiecare om în lumea aceasta și printre toate câte le va avea și câte va manifesta. Avea memorie. Ne rugăm pentru asta. Nu este o noutate când vă spun că memoria aceasta suferă și o ștergere, o uitare. Este un proces, până la urmă, reversibil. Dar înapoi. Dar, de asemenea, mulți veți recunoaște că știți, rețineți, puteți da sau reda dialogul de când erați copii. Și acum, uitați, râdeam cândva, când era o vorbă, zice, uitați ce-o mâncat azi dimineață. Câteodată, stau și mă opresc, zic, mă, cum, mă simt bine. Oare am mâncat astăzi?
Credeți ce vreți de pe capacitatea mea, dar mi se mai întâmplă. Eram împreună cu un prieten, un frate și un slujitor deosebit, ai zilele trecute și a avut câteva telefoane. Un om cu idei, așa îi spun eu, fratele meu, un om cu idei, a vorbit, a avut două, trei telefoane cât stăteam așteptând ceva și la un moment dat am văzut că se frământă și zice, băi, ce-i cu mine? Am zis, care e problema? Ce măi, uite, nu mai țin minte, cu cine am vorbit ultima dată? Și erau câteva minute. Cu cine am vorbit la telefon ultima dată? Și pentru că eram foarte aproape și nici nu a fost tot ceva de natură secretă, eu am auzit un nume pe care l-a spus și un sfat pe care îl dădea unei persoane și i-am zis, ai vorbit cu Mihai. Oh, exact, nu știu ce se întâmplă. Și are mai puțini ani decât mine. Memoria suferă ștergere. Dar ceea ce s-a înmagazinat în timpul copilăriei rămâne. Și de aceea Dumnezeu este foarte interesat de familie. Are să interesat de copii și de memoria lor. De aceea, în momentul acela crucial în istoria lui Israel, și aș vrea să spun crucial în istoria omenirii, pentru că momentul acela a influențat prin Israel istoria întregii omenii. Când Dumnezeu i-a scos din robia egipteană și îi ducea înspre țara promisă, când Dumnezeu s-a răzbunat pe îndărădnicia egiptenilor și a lui Faraon, știți, cu cea de-a 10-a urgie, când au fost omorâți întâi născuți, pentru Israel a trebuit să fie un fapt aparte, petrecut iau în miel, puneți-l deoparte, verificați-l, apoi junghiați-l între două seri, luați într-un vas sângele și nu faceți din el alimente, ci sângele acela cu isop, stropiți-l pe pragul de sus, pe stâlpii paraleli ai ușii, că în timp, și să faceți lucrul acesta ca o lege veșnică, pentru că în timp copiii voștri vă vor întreba. Și când vă vor întreba, voi să le spuneți. Lucrul acesta se petrece pentru că Dumnezeu ne-a izbăvit. Imprimați în memoria copiilor voștri, se spunea și insist și eu, minunile lui Dumnezeu, dar printre toate, nu uitați, să le spuneți mereu și mereu că mielul lui Dumnezeu a murit pentru el ca să aibă viață, că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru el ca el să trăiască veșnic, că dacă suntem ceva, suntem prin îndurarea lui Dumnezeu. Puneți în memoria copiilor lucrul acesta de căpetenie, jertfa Domnului Iisus Hristos. Probabil devin și mai nepopular decât sunt, dar nu-mi pasă dacă spun adevărul care este necesar. Ne creștem copiii cu falsuri și nepoții cu minciuni, cu desene animate, cu jocurile de carton, ca să-i vedem că stau liniști și să bucură, fai, stai acolo, nici nu mâncă, nici nu trebuie, să uite acolo și dacă a văzut, nu știu câte oară, aceea, niște minciuni. Nu de mult mi-a fost dat să aud despre un frate care a predicat într-o biserică, vorbim despre momentul acela când sirienii au înconjurat pe Elisei și vreau să-l prindă și aveau șanse să-l prindă, a fost loviți cu orbire și Elisei i-a dus și i-a băgat până în cetate la împăratul, la Samaria. Și
Și apoi el zice, fraților, știți, au fost așa, orbită, orbea binelea, frate, o armată întreagă, minunea lui Dumnezeu. Și ducea, adică cum? Credeți câteva mii de oameni s-au dus așa să se țină unul de altul și să se lovească cu arbile unii de alții? Nu, eu cred că s-au dus și au văzut foarte bine pe unde pășesc, nu s-au bătut cu capul de copaci, n-au dat cu picioarele de ăsta și nu s-au împiedicat unii pe alții acolo. Dar au fost împiedicați, există o orbire fizică și există o orbire spirituală. Există o vedere fizică și există o vedere spirituală. Au fost împiedicați. Păi dar cei doi ucenici de pe drumul Emausului, ce când s-au întâlnit cu Domnul, nu l-au cunoscut, dar ce, au dat orbul găinilor în ei? Nu! Au fost împiedicați să-l cunoască, până când la frângerea pâinii li s-au luminat ochii și l-au văzut că este el. Dar cineva îmi explică, eu am zis, bă, dar cum să vorbească așa? Cineva îmi spune, zice, eu cred că fratele acela s-a uitat prea mult la desenele animate cu Nemo, cu cartea cărților, adică povestiri biblice, dar care, iată că influențează până și judecata oamenilor mari, cu atât mai mult a copiilor. Eu socotesc Biblia povestită copiilor cu imaginile acelea un rău pentru memoria copiilor. Un rău pentru memoria copiilor. Un evreu n-ar face așa ceva cu Tora. Nu ar permite să fie o variantă a Torei cu tot felul de reprezentări și de ăstea, pentru că țin la cuvânt și ceea ce a ținut pe evrei uniți a fost legea. Chiar dacă au fost împrăștiați în lumea aceasta, a fost Tora, a fost sinagoga și a fost limba. Ce facem cu memoria copiilor noștri? Memoria aceasta poate să suporte, să sufere procesul reversibil, cum am spus, adică ștergerea, care până la urmă este un fapt. Vârsta, anumite evenimente, anumite stări, un accident vascular cerebral, de exemplu, poate să afecteze grav memoria. Boala secolului, Alzheimer-ul, este o manifestare a demenței, a nebuniei. Nu mai recunosc, persoanele atinse de boală această teribilă, nu mai recunosc. Nici pe cei mai nu mai recunoaște soția, soțul sau soțul, soția, copii și așa mai departe. Este îngrozitor. Rugați-vă să țină Dumnezeu mintea întreagă. Este o mare binecuvântare în partea lui Dumnezeu. Ar vorbim despre uitarea aceasta care este ca un proces, să spunem așa, natural. El vine, vrând nevrând. Problema este când se dă uitării. Acela deja este un act al voinței. Zice despre, în textul care a fost citit din Psalmul 78, zice, o condiție, învață-i, porunca aceasta este pentru voi, să vă învățați copiii, să vă învățați copiii copiilor, ei să-și învețe la rând pe copiilor, iată că se merge până la strănepoți, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Ce-i cu mielul? Acum era pentru evrei. Ce-i cu procesul acesta? E momentul când ne amintim de izbăvirea lui Dumnezeu. Când au trecut Iordanul, am amintit și este cunoscut în Sfintele Scripturi, Dumnezeu a poruncit preoții care duc chivotul să pășească întâi în apă. Să pășească în apă. Și când lava picioarelor se va cufunda în apă, atunci Dumnezeu intervine. Și când talpa picioarelor a ajuns în apă, preoților care duceau chivotul a ajuns în apă, Dumnezeu a despicat Iordanul. Apele de sus s-au oprit ca și într-un zid și apele de jos s-au grăbit să fugă. Și poporul a intrat ca pe uscat, dar a mai dat o poruncă. Preoții cu chivotul să se oprească în mijlocul albiei Iordanului.
Și din fiecare seminție câte un bărbat voinic se ia de acolo, din mijlocul albiei Iordanului, un bolovan mare, cât îl poate purta pe umăr, și să treacă dincolo și ajuns pe malul celălalt, să așezați pietrele acestea într-o movilă a aducerii aminte. De ce? Pentru că se vor ridica în timp copiii voștri și vor întreba ce înseamnă grămada asta de pietre. Voi să le spuneți, Dumnezeu s-a ținut de făgăduință. De ce faci? Ce faci cu sângele? Pentru că Dumnezeu ne-a dat izbăvirea. Ce înseamnă mormanul acesta de pietre? Dumnezeu este credincios, El nu se schimbă. Și să-și pună încrederea în Dumnezeu. Că vor avea războaie! David, Cornel, va avea războaiele lui. Voi aveți fiecare războaiele voastre, familia voastră va avea războiul ei, oricare familie are așa ceva. Copiii care se nasc nu sunt păpuși, păpușile n-au niciun război. Păpușile Barbie, cu care sunt pline casele unora cu fetițe, n-au niciun război. Ursuleții de pluș n-au niciun război. Puștile și pistoalele de plastic n-au niciun război. Război fac copiii de la ele, că odată le trebuie la doi același lucru. Dar spiritual, fiecare are război. David va avea războaiele lui. Și nu trebuie să fie, dar eu locrotim noi, eu păzim. Vor fi situații în care voi nu veți putea interveni. Va avea războaiele lui lăuntrice, în care chiar nu mai putem. Mai mergem pe la școală și ne rățoim la colegul care nu știu ce a făcut, la păpușa noastră, la copilașul nostru. Ridicăm tonul la profesori, că nu le-au dat notele nu știu care, și amenințăm cu legea pe cei care le spun cum să se poarte. Și păstorul și comitetul, îl reclamăm la comunitate pentru că a îndrăznit în biserică să spună copilul, auzi, Doamne, păi al meu, eu îl hrănesc, eu îl îmbrac, eu îl spun cum să se tundă, cum să nu se tundă, face cum nu vreau eu, dar e al meu și așa mai departe, nu problemă, dar să nu se atingă. Aici ne mai războim noi, ne războim noi, că e bine, că nu-i bine, mai des ne bine. Avea războaiele lui, copiii noștri au războaiele lor interne, în care nu mai poate interveni nici tăticul, nici mămica, nici bunicul, nici bunica. Unde nu mai pot interveni niciun om, nu poate interveni niciun om, războaiele acelea interne. Ce fac? Vin ispitirile acelea pe care nu le scot în afară. În provocările acelea lăuntrice, arderile acelea lăuntrice, pe care nu le sesizăm, au închis ușa și gata, spațiu privat. Laptopul lor, iPhone-ul lor, tableta lor, site-urile lor, Facebook-ul lor, Twitter-ul lor, care se luptă și provoacă și provoacă războaie, războaie, lupte interne. Biruiesc sau pierd, n-ar trebui să ne fie tot una. Dar ce, n-am, dar-i codat, nu mă pot băga. Dar nu te mai poți băga. Dar a fost un moment când memoria copilului tău a fost o carte deschisă înaintea ta. A fost un timp când foaia aceea era curată și albă. Și ai scris sau n-ai scris? Ai imprimat sau n-ai imprimat? Și culegi mai târziu roadele făcutului sau nefăcutului. Cu durere citesc mereu versetul 9 din Psalmul 78. Când mă gândesc la momentul acela evocat de fratele Gavril, când patriarhul și-a încrucișat mâinile și-a pus dreapta, acum nu aș vrea să se supere stângacii,
Până la urmă, unii au spus nici să se scoată din Biblie că la dreapta lui Dumnezeu. Și sunt Biblii cu variantă Dumnezeu tată-mamă, ca să nu se supere unii care n-au mamă și, sau nedreptățiri, sunt multe de spus. Și să nu se mai spună dreapta și stânga, la dreapta lui Dumnezeu, la stânga lui Dumnezeu. Matei, Evanghelia după Matei, la dreapta lui Dumnezeu, la stânga lui Dumnezeu, să se spună la mâna lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care stă la dreapta lui Dumnezeu. De ce? Cu stânga și cum e? Aici sunt tot fel de lucruri. Este un simbolic până la urmă, că dacă mergem pe linia asta, atunci poate să fie adus ca și un fel de supărare dacă un păstor se roagă pentru mire și pentru mireasă și nu poate să-și pună dreapta în același timp și pe mire și pe mireasă. Și atunci cum e? Acolo este un simbol, este o icoană de vorbire, ca să spun așa. Dar acolo, la Iacov, a fost așa. Pentru că cel de-al doilea era pus în cel din tâi și era semnificația aceasta. Efraim, care a trecut înaintea fratelui său, și Manase va fi mare. Iosif, stai liniștit, și ăsta cu stânga va fi mare, dar fratele lui va fi mai mare. Prioritate, șoc și totuși fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul. Învățați-l pe David de când va începe să priceapă că este un legământ pe care trebuie să-l facă la vremea potrivită cu Dumnezeu și că acela trebuie să fie ținut până la capăt. Să imprimăm în memoria copiilor noștri când sunt frageți, când sunt gingași, cum se spune în Proverbe capitolul 4, versetul 3, când eram un fiu ginga și singur la mama, când eram un fiu ales în casa tatălui și acum el venea și spunea, ascultați fiilor cuvântul unui tată, era tată la rândul și nu uita ce i s-a spus când era un fiu gingaș, un copilaș. Au dat dosul pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu. Că n-au voit să umble în tocmai după legea lui Dumnezeu. Nu două treimi din lege, tot. Nu o parte care le convine din cuvânt, tot cuvântul lui Dumnezeu. Nu ceea ce ne place din Evanghelie, din Scripturi. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Amin? Amin. Să învățăm pe copiii noștri asta. Și au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care li le arătase. Ascultam îndemult o expunere deosebită a unui slujitor al lui Dumnezeu. Cu privire la lucrurile care le învățăm pe drum, care marchează viața noastră și veșnicia noastră. Lucruri pe care Israel, în peregrinarea de 40 de ani, le-a învățat pe drum. Înseamnă ascultarea, ce înseamnă răbdarea, ce înseamnă încrederea în Dumnezeu. Le-au învățat pe drum. Minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, începând cu izbăvirea deosebită din Egipt, cu Marea Roșie, cu toate minunile care le-a făcut apoi pe drum, cu hrana pe care le-a dat-o, cu apă sâșnită din stâncă, cu biruințele pe care le-a dat, acestea trebuiau să fie vestite copiilor și nepoților. Să le spui mereu și să spui mereu că Dumnezeu este Cel care a jertfit.
Îi spui mereu și mereu că Dumnezeu este Cel care dă pâine celui ce mănâncă și truditorul este binecuvântat în munca lui. Să-i spui că Dumnezeu este foc mistuitor, că nu se lasă să fie înșelat. Spune-i și asta. Spune-i și asta. Vorbește-i despre mană, vorbește-i despre apa țâșnită din stâncă, dar vorbește-i și de focul care s-a aprins și a ucis pe cei care n-au dat cinste lui Dumnezeu. Vorbește despre biruințele extraordinare, când unul punea pe fugă 10.000, dar spune și despre Core, Datan și Abiram, că răzvrătiții nu vor trăi înaintea lui Dumnezeu. Spune și asta. Vestește minunile lui Dumnezeu, pentru ca memoria copiilor să fie afectată nu de poveștile lumii, nu de regizorii de filme chiar creștini, ci memoria copiilor noștri și a copiilor copiilor noștri să fie influențată de cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu. Când vor fi la strântorare, când vor fi la necaz, să nu se gândească la desenele animate. Când vor fi la răscruce, când vor fi în fața unor decizii, să nu se gândească la filmul lui Zeffirelli. Când vor fi în situații critice, să-și aducă aminte că Dumnezeu se uită peste cuvântul acesta. Că El urmărește, Dumnezeu urmărește cuvântul acesta al Scripturilor, ca să se împlinească. Și cuvântul acesta al Scripturilor să le modeleze ființa lor interioară. Și cuvântul Scripturilor să le influențeze în mod binecuvântat memoria lor și trăirea lor. Să pui în mintea copiilor, se citea din Deuteronom, să pui în mintea copiilor, adică să fii interesat de memoria lor. Urmăriți-i creșterea cu cântarul, urmăriți-i creșterea cu centimetrul, dar urmăriți să așezați în memoria lui cuvântul lui Dumnezeu și o trăire pe care să o poată reține și la care să se poată raporta. Așa au făcut părinții noștri. Așa au făcut, s-au încrezut și erau izbăviți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece la oficierea actului binecuvântării. Va ajunge și micuțul David înapoi, în brațele mamei, și vom trece la actul acesta pe care îl facem potrivit cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl găsim scris în cartea Numeri, capitolul 6. Așadar, cuvântul Domnului din cartea Numeri, din capitolul 6, la versetul 22, prezintă modul în care Dumnezeu a poruncit să se cheme în numele Domnului spre binecuvântare peste copiii care sunt. Nu greșim dacă suntem atenți la ceea ce se citește și vom spune amin, după ce vom rosti și numele copilului, adică paragrafului binecuvântării și ca să spunem amin, e bine să ținem preotul, nu?
degeaba răspune amin, degeaba prohoul sau ceva. Rămânem în casa Domnului și minutele care le mai avem și apoi să încheiem cu mulțumire și așa cum se vine, în fiecare împrejurat, mai de data aceasta și în altă, la altă dimineață. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, David, Cornel, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, David, Cornel, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, David, Cornel, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a spus Domnul. Amin. Urmează momentele de rugăciune, înținându-ne în acinția lui Dumnezeu, să cerem binecuvântarea cerească, uniți în același duc. Doamne Dumnezeule preasfinte, Tăria noastră, Sprijinitorul nostru și Ocrotitorul nostru, Creatorule Divin, pe numele Domnului Iisus Hristos, ne închinăm în Duhul nostru înaintea Ta, în momentele acestea când Ioan și Simona, părinții acestea scump, și-au adus întâiul lor născut înaintea Ta, pe David Cornel, cu dorința lor unită cu dorința noastră a tuturora, ne închinăm înaintea Ta și cerem, Doamne, să-ți binecuvintezi. Privirile Tale cele binecuvântate și sfinte să fie peste El, Doamne, în fiecare moment. Urmărește-L, Doamne, cu privirile Tale și privegează peste El în fiecare clipă. Fața Ta să strălucească peste El și să se imprime lumina Ta în ființa Lui, Doamne, și păzește-L de tot ceea ce ar putea să se întâmple, Doamne, nefericit. Te rog, Doamne, binecuvântă-L și pe David Cornel, cum Te-a rugat pentru copiii bisericii până aici, și când îmi vei mai îngădui să mă rog, mă rog la fel, binecuvântă-L, Doamne, cu sănătate. Binecuvântă pe David Cornel, Doamne, cu putere, odularele lui, Doamne, să fie întărite, pașii lui, Doamne, să calce ferm la vremea când va fi să umble. Binecuvântă-L, Doamne, în Duhul minții sale. Te rog, Doamne, să-L binecuvintezi cu lumină de la Tine, cu înțelepciune sfântă. Binecuvântă procesul memorizării și păstrează echilibrul, Doamne, în ființa lui, în Duhul minții. Te rog, Doamne, ține-i totdeauna mintea luminată. Să fie, Doamne, un copil cu minte deschisă, receptiv la ceea ce este frumos, la ceea ce este curat, la ceea ce este bun, la ceea ce este sfânt, la ceea ce este nou. Binecuvântă-L, te rog, Doamne, cu sentimente alese. Binecuvântă-L, Doamne, când va înțelege să răspundă dragostei părinților, să o facă, Doamne, din toată inima. Binecuvântă-L, Doamne, să-și poată respecta părinții, să-i poată respecta pe bunici, să-i binecuvintă-L, binecuvintă-L, să respecte și pe străbunicii în viață, că va ajunge, Doamne, să poată face conștient lucrul acesta. Te rog, Doamne, binecuvântarea Ta să fie peste pâinea, peste apa pe care le va folosi, să fie binecuvântat laptele cu care se hrănește, să fie binecuvântat aerul care îl respiră, să fie binecuvântată hainuța care îl va îmbrăca, să fie binecuvântată casa în care va fi adăpostit, să fie binecuvântate brațele care îl poartă,
să-L fie binecuvântat glasul care îl va mângâia și care îl va învăța, să fie binecuvântat în toate lucrurile. Te rog, o Doamne, să-L fii Tu în dragostea Ta. Crescând, dezvoltându-se, maturizându-se, să fie din toate punctele, Doamne, o ființă binecuvântată. Binecuvântarea Ta să se extindă peste părinții Tăi, peste fratele Ioan, peste sora Simona Domnica. Te rog, Doamne, binecuvântă-i ca și părinți toată responsabilitatea pe care o au față de toate domeniile creșterii și dezvoltării fiului lor. Binecuvântă munca și venitul muncii. Binecuvântă atitudinea în casă și afară. Binecuvântă, Doamne, felul în care vorbesc și felul în care se poartă. Binecuvântă-i, Doamne, în relațiile cu cei din jur. Păi David va vedea toate lucrurile acestea și văzând, Doamne, ceea ce este frumos, să urmeze ceea ce merită fi urmat. Te rog, Doamne, fie binecuvântarea Ta peste familia aceasta, peste cei ce țin de familie, peste rudenii și peste întreg poporul. În numele scump al Domnului Iisus Hristos, Tată, Te-am rugat, am pus numele Tău peste David Cornel și cred că Tu vei împlini ce ai spus și îl vei binecuvânta. Îți mulțumim. Amin. Mulțumesc, Doamne, și te rog, Doamne, să-ți vă mulțumesc, 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 Doamne, să-ți vă mulțumesc,